Dimineața tuturor! Așa cum spuneam de ieri, astăzi vremea va fi caldă în aproape toate zonele țării. Ploile se vor mai semnala în sud și în est, dar cantitățile de apă nu vor fi însemnate. Vântul va sufla slab cu intensificări la munte. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi acoperit de nori. Este posibil să plouă slab în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă va ajunge până la 14 grade. Avem parte de valori termice ridicate pentru această dată și în Crișana, unde avem parte de soare azi. Temperatura maximă va ajunge până la 14 grade, atât în Oradea, cât și în Arad. În Banat, după cum vedem pe hartă, vremea va fi variată, cerul va fi acoperit de nori în Reșița, cer mai mult senin în Timișoara, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 14 și 15 grade. În Oltenia, după cum vedem, o vreme frumoasă în comparație cu ce se întâmpla ieri, nu se anunță precipitații. Temperatura maximă se va încadra între 17, posibil 18 grade. În centrul teritoriului țării vor mai fi norări și posibile precipitații, dar neînsemnate cantitativ. Temperatura maximă se va încadra între 9 grade în Miercurea Ciuc, 11 grade în Sfântul Gheorghe și 15 grade în Alba Iulia. În Moldova va ploua, după cum spuneam mai devreme, cerul va fi acoperit de nori, temperatura maximă se va încadra între 10 grade în Iași și 14 grade în Focșani. Intensificarea vântului și în Dobrogea, unde de asemenea sunt așteptate precipitații, atât în Tulcea cât și în Constanța, temperatura maximă se va încadra între 13 și 14 grade. Momentan, în Muntenia, cerul este acoperit de nori, dar pe parcursul zilei se va însenina. Valorile termice vor fi ridicate pentru această dată. Temperatura maximă se va încadra între 14 și 18 grade. În capitală, de dimineață, se înregistrau 9 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 16 grade. Momentan, cerul este acoperit de nori, dar pe parcursul zilei va ieși soarele. Cam atât despre vreme, să aveți o zi excelentă!